Campionatul fotbalistei al Ligii Prieteniei Giurgiu este în plină desfășurare și organizatorii au stabilit ca întâlnirile directe dintre echipele din grupe să se desfășoare săptămânal în fiecare luni și joi. Competiția a avut mare aderență încă din faza de înscrieri, când s-au aliniat la start un număr de 16 echipe, organizatorii fiind nevoiți să spună stop înscrierilor. Cei rămași pe margine au perspectiva de a participa într-un nou campionat, care s-ar putea desfășura după ce cel actual se încheie. În încercarea de a simplifica desfășurarea programului competițional, organizatorii au optat pentru a modifica regulamentul inițial, micșorând numărul de întâlniri dintre echipe și scurtând în acest fel durata campionatului. Am luat în calcul și aceste aspecte legate de sărbătorile de iarnă, dar și de timpul rece, pentru că momentan nu avem un sistem de încălzire foarte bine pus la punct, motiv pentru care am luat și hotărârea la nivelul de organizare să mergem în acest sistem de grupe, în acest sistem de cupă, aș putea spune, cu toate că inițial am mers pe varianta de campionat să joace fiecare cu fiecare. Astfel, organizatorii au evitat desfășurarea campionatului pe durata nu mai puțin de 15 etape, care s-ar fi întins până spre sfârșitul lunii februarie și Liga Giurgiuveană nu ar fi putut trimite în timp util o echipă sau două care să reprezinte Giurgiu la nivel național. Noile cerințe au dus și la modificarea sistemului de joc. Avem un sistem eliminatoriu în sensul că vor merge din cele 16 echipe, două vor rămâne pe loc, două se vor califica mai departe. Vom ajunge în optim. Din optim vom rămâne în sferturi și acolo vom organiza semifinale, după care va rămâne finala mare și finala mică, să departajăm locul 1, locul 3 și 4. Echipele eliminate din competiție au în continuare alternative de a juca fotbal, pentru că organizatorii s-au gândit și la această situație. Pentru echipele respective ne-am gândit la o formulă, deja am pornit înscrierile pentru Liga a doua, cei mai mulți și-au manifestat dorința, cei mai mulți dintre participanți, în cazul în care nu se califică, să se înscrie în Liga a doua și să merge mai departe cu competiția Liga Prieteniei Giurgiu. Revenind la competiția în sine, organizatorii estimează că, după noul sistem de joc, până pe 20 decembrie se vor cunoaște echipele câștigătoare. Următoarea etapă din Cupa Prieteniei Giurgiu, a treia, va avea loc joi 12 noiembrie, când sunt planificate partidele ASE Energia Remuș, ASE Viitorul, Prietenii TNL Giurgiu, Liga Prieteniei Giurgiu, Forest Bicu și SNLP Los Angeles.